Bună ziua, dragii mei telespectatori, Casa Iubirii! Bine ne-am reîntâlnit astăzi, voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui, în mod special Dan Keeper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, Doina Roșca, Emilie Israte, Petru Achim, Ghiță Ghiță, Dea, Maria Mirabela, Maia Maria, Maria Braică, George Ombre, vă îmbrățișez cu drag, a voastră Pandele Laura. Dragii mei telespectatori, înainte de a începe rezumatul zilei de ieri, vreau să vă mulțumesc pentru live-ul de aseară, unde am fost iar într-un număr foarte mare și mai ales că am avut obraznici neinvitați care ne-au intrat în chat, dar și-au început să jignească, dar n-au prins, de fapt au prins momela, ceea ce am făcut eu cu ei. Am vrut să demonstrez lumii întregi cine sunt susținătorii acestui concurent de joasă speță, jandarmul securist înrăit. Și bineînțeles că ați văzut exact ce am spus, că cei mai obraznici și mai nesimțiți și mai needucați susținători sunt susținătorii jandarmului. Jandarmul este la fel ca ei, dar se abține foarte mult. Va veni și vremea când se va demasca singur. Mai este puțin. Deja buboiul stă să explodeze. Jandarm. Dragii mei telespectatori, pot să vă spun un singur lucru. Mi-a ajuns la urechi, știți că Dumnezeu face în așa fel încât mi-ajung mie mai multe chestii la urechi. Ce aud? Și am vrea, de moment, vă las așa. De moment. Am vrea să ne spună și nouă jandarmul de ce a fost dat afară din jandarmerie. Știți că vă spuneam acum o zi, două, nu mai știu, că am primit un comentariu la o postare că jandarmul și-a bătut un coleg și a fost dat afară din jandarmerie. Am crezut și nu, dar deja încep să îmi ajungă la urechi prea multe. Și știți cum e, fum fără foc nu iese. Se vede destul de clar caracterul lui. În primul rând, după susținătorii lui, atâta timp cât el se asociază cu astfel de oameni, este clar ce fel de caracter are jandarmul. Aș vrea să spun multe acum, dar de moment mă abțin. Fanaticii jandarmului, familia Zagrai, mare atenție, țineți-vă în bocanci. Voi vreți să dați în toată lumea, voi vreți să denigrați pe toată lumea, și nimeni să nu dea în voi. Voi posta astăzi ca să vadă și cei din staff, să vadă și concurenții, să vadă și toți telespectatorii, dar bine, telespectatorii cred că s-au convins aseară că ei umblă în haită și umblă cu hate. Sunt 10 pupeze care fac acolo și vezi, Doamne, vai, cât de mulți suntem. Se vede cât de mulți sunteți pe live-urile voastre. În primul și în primul rând. Și că sunteți de o brăznicie fantastică și de un tupeu fantastic. Nu v-a convenit când am deschis cutia Pandorei și am arătat cine este jandarmul? Mai nou acum, Alin Teodor. Nu ești bărbat adevărat. În primul rând, ceea ce faceți voi, uitați un lucru, că acești concurenți peste 7 luni vor pleca. Iar voi, demnitatea voastră, și fac apel și la anumiți justițiari, care nu mai sunt justițiari, cât de curând voi face curățenia de toamnă, voi uitați un singur lucru, că demnitatea voastră și coloana voastră vertebrală, imaginea voastră de oameni corecți, v-ați pus-o în pericol pentru un jandarm cu un trecut urât și sumbru și vă bateți cu pumnul în piept
să arătați lumii întregi că nu știți să citiți oamenii și că vă regăsiți foarte repede în cei mai falși și cei mai răi concurenți. Dar, pe o parte, mie îmi pare bine. Și știți de ce? Că îmi demonstrați ce fel de oameni sunteți și cum să pun problemă. Ieri am intrat la Violeta pe live și n-am apucat să vorbesc pentru că doamna Tuturaș, îmi cer scuze doamnă, dacă am asta faceți, începe să mă ia de la Ana la Caiafa cu fraze pompoase, cu... La un moment dat am crezut că e publicitate. Am așteptat, dar ce să vezi, mi-a sunat telefonul până s-a terminat publicitatea, mie deja îmi sunase telefonul și n-am apucat să vorbesc mare lucru, că ne dăm importanți mai mari de când suntem. Îmi cer scuze, doamnă, dar mie îmi place omul scurt și la obiect. Nu s-o luăm așa printre copaci și că n-am înțeles nimic din ceea ce ați vrut să spuneți. Și cred că nimeni n-a înțeles. Dar dacă dumneavoastră adoptați astfel de dialog, pentru mine e prea, prea mult să aștept atâta publicitate. Sincer. N-am apucat să vorbesc mare lucru, dar le voi transmite ce aveam de spus în vlog. Alin, în primul rând, să-ți fie rușine, faptul că tu te interesezi să-l angajezi, ca să vezi că îmi ajunge la urechi, până acolo a dus fanatismul tău, să-l angajezi pe jandarmul, știind că a fost dat din afară din jandarmerie și să spui că are concediu fără plată, nu există. În Ministerul de Interne nu există concediu medical pe un an de zile fără să zaci la pat și băgat în fiare. Încă o dată îmi demonstrezi că vorbești fără să cunoști și că îți strici imaginea deja, Aline, îmi pare rău, dar toată lumea te-a luat în vizor. Faptul că tu acum spui că Sebastian și-a violat mama. Dom'le, dar n-am spus de Sebastian, n-am dat numele de familie. Adică tu ești deștept și noi toți suntem proști. De aici arăți ce fel de nivel ai și câtă răutate ai în tine. Ai mai spus de domnul America că este gay. Păi eu te-am înțeles pe tine că tu vezi toți bărbații gay. Dar nu faci altceva decât îți pui singur rahat în cap. Și toată lumea te-a perceput, credem, ca un om zero. Am încercat să socializez cu tine și să vorbesc, dar ceea ce spui tu, imediat după plecarea mea și în spatele meu, demonstrează multe despre tine. Violeta, îmi pare rău să spun, ai momente când chiar îmi place. Dar faptul că te bagi în troacă și că te aliezi cu astfel de oameni, automat te murdărești tu. Înțelegeți un lucru. Ceea ce clădiți voi sunt castele de nisip. Sunt înaintea voastră cu mult pe platforma asta și referitor la Casa Iubirii. Voi erați pe grupuri când eu ieșeam online. Puneți-vă o singură întrebare. De ce Pandele a reușit să fie urmărită de toată lumea, chiar dacă nu se arată? Pentru că am ținut linia dreaptă, pentru că am fost corectă, pentru că n-am favorizat pe nimeni și am fost decât cu dreptate. Și din acest motiv, știți, copilul bun se face la 9 luni. Iar ceea ce faceți voi, ăsta e un sfat, luați-l cum vreți, iar ceea ce faceți voi, îngreunați viața concurenților pe care îi susțineți, în primul rând, le îngreunați situația în casă, voi, ca și comunitate, sunteți huliți și arătați cu degetul și toată lumea face nu, nu cu ăia. Și de acolo și tot hate-ul pe care vi-l luați și nimeni nu mai vrea să comunice cu voi. Veți ajunge să comunicați doar voi între voi, dar la un moment dat o să începeți să vă bateți cap în cap voi între voi. De azi înainte fac apel public și către domnul Ivan
și către toți din grupul meu, din comunitatea mea, din live-ul meu. Tot ce înseamnă românași, bibișoare, familia Zagrai, jandarmi, în momentul ăsta, din clipa asta, veți fi blocați în masă ca să vă demonstrez că voi nu faceți legea. Faceți legea la voi, pe tarla, nu la noi. Domnul Ivan v-aș ruga din suflet să luați măsuri drastice și toate comunitățile. Blocați în masă toți obraznicii, needucații și nesimțiții să ajungă să stea într-un loc la ei, pe tarla, nu la noi. Repet, aseară eu râdeam de voi și mi-ați intrat în cursă exact pas cu pas ca să vedeți că vă știu și vă cunosc. V-am atâțat un pic după care ați venit buluc. V-am lăsat să vadă toată lumea și să vadă toți telespectatorii ce susțineți. Voi ați vrut să-l scoateți pe Sebastian, cel mai agresiv om în condițiile în care voi aveți unul cu mulți scheleți în dulap, care a mințit de cum a intrat în emisiune, care se dă, care o relație lapte și miere, care spune cu vocea lui când Giulita ieri a fost top, iar Giulita, asta e, îți mai spun și Giulita când meriți să ți se spună Giulia, dar m-am obișnuit, acum chiar ai fost top, ca să vedeți că n-am nimic cu voi. Și spune Giulita, s-a văzut că ești deranjat și că îi pui stop Creței, la care el spune, am căzut la o înțelegere să o opresc. Când ai căzut la înțelegere să o oprești? Când i-ai spus? Ca să vedeți că sunteți cei mai mincinoși și cei mai falși în casă. Chirescu, sezonul 2, era tare în gură și prost în meserie. Tu ești mut și tare în gură și prost în meserie. Când vezi că tu dai subtilități și ți se întorc înapoi, dai pe victima. Voi vreți acum să mă provocați, să scoateți reacții de la mine. Eu nu voi fi așa. Eu voi fi bun și în casă și afară. Ce să vedem, măi jandarmule, că ai mințit cu nerușinare. Afară nu ai fost cu minte. Fapt că ai un copil pe străzi, nu știi cum arată, noroc că e Facebook-ul, l-am văzut, să străiască, e frumos. Și fata top, nu o să compară creația nici de acum în 2000 de ani, cât vrea ea să fie de țoapă. Tot luța rămâne. Se vede femeie valabilă, se vede femeie de casă, ceea ce ți-ai dorit tu. Iar la creața e opusul ei. Onoare și cinste ei, că se vede. O femeie cu minte și cu mult bun simț se vede de cum pășește pământul. Tu, creață-o, îți garantez eu, dacă el a avut tupeu, acest jandarm, să o bată pe femeia aia de casă, care se vede măritată, doi copii, fericită, râde, glumește cu soțul ei, își serbează zilele onomastice la copii și tu, e mai mică ca tine, dar e mai realizată ca tine și se vede, mă, că e femeie de casă. Iar jandarmul, dacă pe aia a bătut-o, apoi pe tine te snopește, crede-mă ce-ți spun. Dar nu vei sta tu, nu de alta, dar ajuns să te îmbraci de la șeni. Așa că un mare, mare dislike, jandarmule, și ceea ce fac aceste parașute susținătoare de ale tale, îți vor îngreuna și mai tare viața. Și te va aduce, nu concurenții te vor aduce în stările astea. Să-ți dai masca jos. Astea care spun că vot cu vot cu vot cu vot. Așa că eu vă avertizez de pe acum. Stați bine în bucancii voștri,
și tu, jandarmule, și familia Zagrai, securiștii tăi, că la un moment dat îți vei dea singur arama pe față. Ajutat de ăștia, astea care te susțin. Exact cum a făcut Chirescu. Chirescu, pe mâna lor, a pierdut. Pentru că îl învăța numai nebunii. Și văd că și tu faci la fel. Așa că, Giulito, bravo ție. Ai fost strong. Ce mai vedem? O vedem pe Creața, că iar țipă și dă mahalaua din ea. Deci asta, dacă nu e ținută în hățuri de jandarmă, e mai periculoasă ca berbeca. Începe și țipă și spune: și care e treaba voastră? Voi acum ne căutați deranjuri. Păi le aveți, dar nu le recunoașteți. Voi vreți să păreți cuplu și miere. Nu există. Nu tu comunicare, nu tu nimic, nici măcar deranjuri, nimic nu aveți. Nu aveți dialog. De 5 luni de zile să nu ai dialog, ești deja jucător pe bune. Nu vorbim că tu, Creațu, o iei randeaua și îl dai de gol pe securist. Și bineînțeles că de aici vă inflamați și nu vă vine să credeți că ați fost demascați atât de repede, când jandarmul își făcuse planuri, că toată lumea va vedea în el cel mai corect și cel mai sincer om. Eu n-am vrut să vorbesc, v-am lăsat să vă dați în stambă și să vedem până unde ajunge nesimțirea ta. Tu, jandarmule, ai vrut să dai subtilități la toți și nimeni să nu vorbească despre tine. Și ai fost șocat când ai văzut ce părere au toți despre tine, dar au tăcut. Acum tot tu, obraznic, dai subtilități și spui: eu nu sunt ca voi, eu sunt educat ca tine, Sebi, eu sunt educat și niciodată nu o să fac nici în casă, nici afară ce faceți voi. Bă, cât de fals ești! Bă, cât de... Și ceva, Sebastian așa tatuat, carpetă din serai, cum îl vedeți voi, are grijă de fetița lui. O vede, știe când o doare burtica, când are o problemă, dar tu nu. Vede ăla, omul cu suflet mare care îți crește copilul. Și tu vrei să pozezi în băiatul rațional. Să vă fie rușine duduielor, astea care îl susțineți așa cu înverșunare și nu vedeți cine este rău cu adevărat și cine este parșiv cu adevărat, cine este diabolic cu adevărat. Ăla parșivul așteaptă la colț, își strânge dinții și pumnii până ajunge unde își dorește. Iar Creața e atât de proastă încât și ea vrea să stea cât mai mult în această emisiune, să-i demonstreze lui Massimo că a cucerit România. Dar de fapt ea devine epavă de la zi la zi. Ești de nerecunoscut, măi, asta din Dubai și iahturi. Ai ajuns ca luluța nebună, crede-mă ce-ți spun. Și cu înfățișare, și cu limbaj, și comportament, și când te duci la cameră și te mățâi. Ferească Dumnezeu! Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Că jandarmul nu pierde ocazia, că ăsta le dă, după care pervers, exact ca securiștii, se duce către Giulita și spune: Giulita, dar îmi pui întrebări care mă deranjează. Și bate și obrazul. De ce? Că Giulita este asumată și ți le dă exact cum le dai tu, dar tu le dai subtile, ea ți le dă direct în față. După care vii: domne, eu nu pot să mă cer ca voi pentru îmbrăcăminte ruși și dragi laci. Bineînțeles că ai dat în Sebastian, iar subtilitate. Sebastian ți-a spus: păi eu sunt real. Tu, în primul rând, jandarmule, la cum o vedem pe fosta și cum e Creața, păi tu o legi de calorifer pe Creața, acolo în Bistrița, la voi, când o pui să mulgă vaca.
dar fiind pervers și știind că n-ai job și știind că ești dat afară de la jandarmerie, aici ai totul asigurat și mai ales că te bagă și doamna Mantea în seamă. Doamne, ce mi-ar place! Deci doamna Mantea fierbe. Ce mi-ar place! Ca doamna Luminița și doamna Mantea și doamna Emilia, care au tupeul, acești impostori, mafioți, susținătorii lui, să vă terfelească și să râdă într-un mare fel, să vă uniți toate trei și să-i faceți așa un test jandarmului și să arătați lumii întregi cine este cu adevărat jandarmul și creața. Numai pentru obrăznicia acestor fanatici să vorbească urât la adresa dumneavoastră, nici nu vreau să pronunț că mi-e scârbă și rușine de rușinea lor, că sunt femei. Și mi-ar plăcea ca doamna Mantea să demonstrați lumii întregi cine este acest jandarm corect, rațional și sincer. Și atunci, credeți-mă, că le dăm peste nas la toți securiștii ăștia care vor să pozeze în oameni bravi și corecți. Dar, părerea mea, cât de curând se apropie momentul. Pentru că deja concurenții sunt atacați, denigrați afară, în online, și începe și jandarmul și creața să dea în ei. Bravo vouă! Bravo vouă! Sper să nu vedeți festivitatea de premiere decât de la televizor și să se afle adevăratul secret al tău de ce ai fost dat afară, afară din jandarmerie. Repet, nu există concediu fără plată în Ministerul de Justiție, decât dacă ești băgat în fiare, la spital. Ați vrut să vorbim pe adevăr și știți cu toții că eu, în momentul când scot cărțile pe față, deja vă ustură, deja vă băgați în colțuri ca șobolanii. Așa că, la păsărici mai provocat, acum țineți-vă bine în bocanci. Abia e începutul. Asta ca să demonstrez lumii întregi ce fel de oameni și cum vă vor mai percepe telespectatorii reali și raționali, cum susțineți doar falsitatea, imoralitatea și minciuna. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Îl vedem pe Garcea, care ăsta are preț. Ăsta e bocitoare. Ăsta are 500 de euro plânsul, 1000 de euro tăvălitul. Mă, Garcea, tu ești bocitoare? Bravo ție! Păi să-ți fac contra cu ăștia de la pompele funebre. Să vorbesc cu ei. Că vă că ai, dar ai tariful cam mare. Și nu prea ești bun. Nici de bocitoare și nici să plângi și nici să te tăvălești. Nu de alta, dar faci mini-atac de panică și ți se aerul. Fii mersilă de tine, cât de fals poți să fii. Tu cu gurița ta ai recunoscut. Domne, noi nu putem să fim 100% ca afară. De ce, mă? Aici ai niște teme de făcut. Fii mi-ar scârbă de voi. Bă, cum vă dați singuri de gol. Da, bravo vouă, dați-vă de gol. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Vedem pe Robi că îi spune Creței că jandarmul n-a fost fair play cu el și că a vorbit pe la spate, dar auzim că Robiță acum este prieten cu jandarmul cot la cot. Dan Andreea a început să-l laude pe Robiță într-un mare fel. Mă, Robiță, tu acum profiți de ocazie că a trecut cu vederea staful și ieșirea cu Aleina și ieșirea de la club. Ați dat-o acum, că vezi, Doamne, tu ai vrut să te descalifici. Acum ai început să dai și informații? Ești prieten cu Dan Andrei? Mă, cum se face că s-a aflat tot? Nici bine nu s-a terminat gala? Și Dan Andreea iese fericit maxim? Eu nu l-am văzut. Dar mi s-a spus că știe că a luat Virginica cecu. De să înțeleg că dacă vreți cecu, încălcați regulamentul, mergeți în club și la 2 săptămâni primiți și cecu. Așa că, Robiță,
ai făcut cea mai proastă mutare pe care puteai să o faci. Să te împrietenești cu cei mai fanatici și cei mai mincinoși, jandarmul și creața. Dar te aștept la cotitură și îți arăt, îți voi demonstra că singur te vei îngropa, iar jandarmul va trage și pământ peste tine. Cât de deștept te crezi, crede-mă, dacă ai făcut mutarea asta, ești praf. Degeaba zici că ai stat cu șmecheri când ai învățat nimic de la ei. Șmecherul n-are săgețile în spate. Niciodată. Șmecherul le are aici. Asta e, ce să fac. Dar abia aștept să văd ce se întâmplă și cum pui problema și ori mă fac să râd, ori o să spun, bă, nu-i prost. Vedem. Dar vreau să ia la cunoștință stafful ce se întâmplă, cine dă acum, da informații de-astea așa, cu virgulă, punct și virgulă. Coincidența cam mare, Robiță. Oare să fii tu? Te-ai stricat atât de tare sau ți s-a umflat râța în tine? Că te susține staful. Vezi că și Kinga își luase dulap. Credea că nu mai o dă nimeni afară. Și ce să vezi? A luat gala, a luat premiu și la două zile cea mai puțin votată. Și pa! Vezi să nu pățești la fel. Că știi cum e, ulciorul nu merge de multe ori la... Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? O vedem pe Virginica, foarte hotărâtă să-l scoată pe Robiță la eliminare, dar astăzi abia aștept să înceapă emisiunea, să vedem ce se întâmplă cu adevărat între ei. Dar nu știu de ce am eu sentimentul că Robiță iar va călca direct în murdărie acum. Robiță, vai de tine! Sper că nu ai zilele numărate în casă pe greșelile tale și pe prostia din capul tău, că altfel nu pot să o numesc. Adică să te facă jandarm atât de mult? Ai fugit de ăla, Sebastian, care cu adevărat a ținut la tine și te-ai asociat cu cine? Cu ăla care dădea în tine. Bă, da, deștept ești. Hai să te vedem cum pui problema. Ce vedem? O vedem pe Berbeca, că începe și ea cu melodrama ei, Berbecodrama, și începe să plângă și cere melodie. Măi, Berbeco, băi, uite-te, bă, la emisiune ca să înțelegi un lucru, dar tu știi. Băi, Antonica n-are nicio treabă cu tine, fetiță. Luai, Antonica este scârbă de tine. Păi când era Vlada, era fermecat, o înghițea din priviri. Și din câte am auzit, mi s-a adus la cunu că se cam caută, mă, Berbeco. Iar tu, domne, nu mai vreau să stau, că eu am pus multă pasiune. Când? Când ai vorbit cu Casian, Moldo, Cristinel, Bogdanel, Garcea? Când? Când ai fost să mănânci mici cu Patrick? Când ai simțit? Și tu ești o falsă fără pereche. Bă, lasă-te de falsitățile astea și mergi măcar și demască răul din emisiune. Bine, dar tu fiind un rău, nu prea ai cum. Sau lasă-te tu de Cristinel, ăla care ai spus că e prietenul tău de altă cu volan pe dreapta. Nu. Tu ai doi. Ăla, iubitul și prietenul cu volan pe dreapta. Lasă-te de ei și încep să fii corectă. Am văzut că te-ai mai schimbat un pic aici-colo, dar mai e multe. Dar hai, poate încep să te îndrepți. Iar tu, Robiță, îmi pare nespus de rău că începi să calci linia continuă. Și grav. Știi că e ilegal. Și rămâi fără carnet. Treaba ta, Robiță, de moment, tac, îți dau decât un signal. Mare, mare atenție. Proiectoarele sunt pe tine. Patrick, din punctul meu de vedere, ce pot să spun decât că sezonul ăsta, părerea mea, pentru tine, este un sezon nefast. Dar, dacă ești deștept și spui mintea la contribuție, îi mănânci pe pâine. Potențial ai, diplomație ai, carisma ai, șarma ai tot ce trebuie. Ca să vezi că v-ați asociat cu Dovlecaru și Dovlecaru se pare
căvarde cu zâmbetul pe buze. Știți cum e? Securist la securist, pervers la pervers. Sebastiane, Patrick, uniți-vă și dați cu realitatea, mă. Măi, când sunteți corecți, ori plecați acasă cu capul sus și onoarea de tot respectul, ori demascați pe toți. Și nu lăsați circarii, securiștii și trădătorii să vă facă pe la spate. Robiță s-a dat la Roberta și acum e deranjat că i-ai spus pe față: bă, dovlecare, ești mare pervers, dar te aștept la cotitură. Chiar dacă aseară ziceam, mă, hai, auzind după live și azi dimineață ceea ce faci, mi s-a luat. Bă, cât de pervers să fii, băi, Robiță. Iar tu, Berbeco, lasă melodrama că ne-ai plictisit, ne-ai zăpăcit de creier. Fii cu ochii pe ăștia care vă fură cașcavalul și se dau cei mai corecți, când de fapt ei nu mai au scheleți. Deja moartea este la ei în dulap. Așa că fiți deștept și puneți-vă mintea la contribuție și desfințați acești securiști pe bune. Și aștept staful și pe doamna Mantea să ia măsuri și să nu ne mai fiarbă atât de tare. Vă pup cu drag a voastră, Pandele Laura. Ne vedem în seara asta pe live-ul justițiarilor și dacă am timp și ajung în timp acasă, s-ar putea să intru și la domnul Ivan, 2:30-3. Fiți cu ochii pe live-ul domnului Ivan. La revedere, vă pup, o zi minunată tuturor!